Ok. Ok. De fapt, nu e ok. Șacalilor, ce faceți? Lângă că mi-a murit tumorul, putem spune că mi-a murit și frizerul, că zici că-s oaie, frate. Nu oaie, zici că-s mop. Și nu mop de la așa gen lung, pătrat, știi, așa dreptunghiular, de care aveți cu toții. Nu, de la de-i cad așa chestiile din el, știi? Gata, de asta îmi schimb numele de familie, mă numesc Mopus Nicluci. Încât de cunoștință. Vrei să-ți spăl parchetul? Vrei să spăl Grecia? Canelurile? Lăsați-mi părul în pace și voi sunteți la fel și băieți și fete. Astăzi ne uităm la locuri de joacă pentru copii foarte, foarte și când zic foarte, foarte ciudate. Dacă nu mai ai la follow pe Instagram, îți recomand să dai un follow Aronz Niculeț pe Instagram. Că dacă dai, îți trimit o pizza, frate. Îți trimite o pizza și nu, bă, și nu, bă, nu o pizza mică, bă, o pizza mare, bă. Îți trimit o pizza foarte mare pentru tine și toată familia ta. Ok. Ok. Cine s-a gândit să facă așa ceva? Ajutor? Poate capul, măi, cât de greșit. Cât de greșit e, mă, uite, bă, dar aia în prima poză, măi. Când e așa cu capul la înaintare, zici că e rachetă de aia de obuz. Mamă, cât de greșit. Și mai e și culoarea asta așa spre bluza mea, ca să nu fiu rasist așa, dacă mă înțelegi. Vreau să fac o glumă, dar nu mai pot, bă, că nu mai știu dacă e bine ca copilul să iasă cu capul mai întâi sau cu corpul, bă. Bă, dă-o în brânza, mă, zi, bă, și mai e și un de ăla cu cap de mor de pirat, bă, ce ar trebui să fie aia, mă? Când am fost mic nu mi-a plăcut și nu m-am dat niciodată într-un trenuleț de ăsta. Apoi să fie un trenuleț de ăsta, bă, așa, cu anxietate, un trenuleț depresiv, bă, uite-te cum plânge, bă, zici că e Joker în filmul ăla, mă. Că știi cum e, cu melodii, cu sunete, cu veselie, cu ăsta-i ciu-ciu. Hai, copii, în trenuleț. Hai, mai repede în trenuleț, copii. Ciu-ciu. Cam așa-i trenulețul ăsta să mor, dar ăsta ar trebui interzis că e prea trist, bă, e prea trist. Ok. Ok. De fapt, nu e ok. Ce e asta, gen, vă rog? Încerc să găsesc partea pozitivă, știi, din chestia asta. Dar nu, m-am uitat așa cu capul în toate direcțiile și nu-mi dau seama ce ar putea să fie, vărule. Vai de capul meu, dar uite cum rămân blocați copiii la ieșire așa. Hop, știi, capul la cutie. Ole! Eu personal, dacă aș fi părinte și aș vedea un tobogan că ăsta, mi-aș lăsa din prima copilul să se dea pe el și o să-l filmez să-i fac poze. Îi lară peste 10 ani să fac mișto de el, da, chiar aș face asta, bă. Până dacă ați primi 100 de euro, v-ați da în toboganul ăsta să fiți pozați și după să puneți poza pe Instagram, lăsați un comentariu, chiar vreau să știu, eu aș face asta. 1. Mă și distrez, 2. Mi-amintesc și cum am ieșit acum 20 de ani din mama și 3. Fac și bani, ce se poate mai bine de atât. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Foodshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Ok, Pikachu oficial, nu mai sunt fan Pokémon. Atâta veselie și atâta haz aici până când trebuie să ieși din Pikachu. Ca să nu zic mai mult, trebuie să ieși așa din electroșocului. E foarte ciudat că stă, nu știu, așa pe spate, mă, ca și cum se trage așa. Op, intră aici, mărule, hai aici, vină în coa. Ce să mai zic, îmi imaginez și o tată de la cu un copil, îi zice: hai tati, du-te, intră în Pokeminge să-ți facă tati o poză. Hai, intră în Pokeminge acolo. Bă, de ce e chestia asta atât de greșită, bă? Bă, poza asta îmi dă anxietate, bă. Uite-te la ea, bă, nu, băi, dă-o încolo. Pe lângă faptul că puteau ea să ia o cioată mai mare, bă, să fie un pic mai rotundă, să pară că e o burtă, știi, nu că e așa un simplu lemn. Eu pus și 4 haragi așa, bă. Eu pus acolo, știi, să vă, 4 lemne, dar au scos parchetul, o pus acolo și o tăia și capul, știi? Adică și o făcut și rost, se vadă masul, știi? Gâtul direct, traia, tot. Na, nici nu vreau să mai vă trec la următoare. Hai de capul meu. Nu știu dacă știți jocul, se numește Lapte Gros. Am jucat de o grămadă de ori când eram copil, dar nu era așa, frate. Adică nu. Adică da, și noi ne puneam așa, știi, cu capul în picioare la celălalt, așa, știi, dar e diferit, frate, să vezi niște oameni vii care fac asta, nu niște statui de astea care. Și uite, ăsta se vede poponețul ăsta, ești nebun. Acum nu mai sta așa mulți copii care se joace afară, l-au făcut direct statuiete. Și uite cum l-a pus pe Shaggy ăsta, l-a pus așa cu burta afară să mor, l-a pus pe Emiluț așa. Ia uitați-vă atent la poze și imaginați-vă că zice: a, ce bine e, aoleu, trec, pute bași capul. Poza făcută la momentul potrivit. Uite, o leagă cum cade, așa în cădere. Dar ce invest să facă, mă, din toboganul ăsta parkour, bă, îi duci direct la armata marină acolo. Îmi și imaginez designerul acestui tobogan care zice: păi vezi, domnule, că copiii aici trebuie să învețe să facă săritura leului, cum s-ar se rotească la 365 de grade în săritură, în poziție plană, care vine și se întoarce pe traiectoria venitului. Vă rog, explicați-mi și mie de ce arată așa, de ce arată în halul ăsta, bă, dar halul ăsta. Bă, și mai sunt și colorați, bă, așa, plin de contra. Uite-te la, bă, explică și mie, bă, de ce e ăsta roșu cu părul așa de Goku galben, bă, ajutor. Ia uite-l pe ăsta albastru, zici că e ștrumf, bă, zici
zici că ești trunf să mor. De ce ar trebui să fie asta, că topogan ești? De ce să se prindă aia de ștrunf ăsta care cade așa, ce naiba? Zici că e de aia de vie, de cresc strugurii pe aia, dar cum să, băi, cum să faci așa ceva și să... Nu așa se ține, bă, o ții așa de jos. Da, descrierea la poza asta e să nu desparți picioarele în timp ce aluneci. Știi ce zic? Mă înțelegi ce zic, gen... Mă înțelegi ce... Zic? De ce am fost creat să simt doar durere? Ia uite-l, ăsta-i mărul meu, ia uite-l. Ia uite-l, zici că-l strânge cravata să mor. Hai că l-ați pictat, băieți, l-ați făcut fericit rău de tot. Numai... Bă, moare ăsta de râs, chiar moare de râs. Nu cred că moare de durere, cred că moare de râs de tot, că nu mai poate. Topoganul ăsta ai făcut pentru spion, pentru copiii care fac școala de spionaj. Că uite, că învață cum să faci parkour, că trebuie să faci un pic de parkour, să sari acolo, să sari pe cealaltă. Deci știi, când vii să sari așa, să ai grijă să nu cazi și când te prinzi cu mâinile, faci un backflip. Bă, nu cred că e cea mai bună idee să faci un topogan așa, bă. Bă, eram fan Spider-Man, dar nu știu ce să zic, când îi văd posteriorul așa de... În fața mea, nu știu ce să zic. Nici nu știu ce să zic, vărule. Nu mai îmi vine să râd când îl văd că stă așa cu posterior. Bă, așa la iveală, așa încordat. Uite musculatura feselor, cum se vede acolo în spate. La bă, era să zic gaura păianjelului. Prieteni, vă rog frumos să-mi explicați și mie ce este asta, vă rog. Nici nu-mi vine să mai ridic glasul când văd asemenea, nici nu știu, lămâie. Nu-mi pot da seama ce este de acolo, în afară de capul unei fetițe care e complet greșit. A scos fata mea capul direct din plăcintă. Direct din plăcinta lui Luigi acolo. Ia uite-o, hai de capul meu. Dacă aș avea un fiu, da, ia zice să fac asta, l-aș duce. Du-te, fiule, că ești a meu. Știi, dacă o fetiță, bă, trebuie să te poți mai afe. Nu l-aș, bă, să iasă din plăcintă. Ești nebun la cap, plăcinta măsii cu brânză. Dă-o în brânza măsii de plăcintă. În caz că ați mai avut zile de la când nu puteați dormi, că vă gândeați, bă, oare cum arată cordonul umbilical al unui elefant? Uite-l aici. Uite-l pe vărul meu aici, cum iese direct din... Cred că e o plăcere deosebită să-ți pozezi copilul cum iese direct dintr-un elefant, așa, direct de acolo, de unde iese și altceva, direct de acolo. Asta ar trebui să fie un tentacul de la de caracatiță, ce fel de topogan ăsta. Bă, câte glume proaste îmi vine să fac, dar nu-mi permit, bă, că mai ales că am auzit că ia CNA-ul YouTube-ul și verifică. Băi, tu-ți dai seama dacă îți uită CNA-ul la un clip de-a meu și vede o poză de-asta cu un fel de... Pisc, că e un pisc ăsta, un pisc de munte pe care tu îl știi escaladezi, oare ce zic aia? Îți dai seama că și eu sunt complet șocat, știi, când văd așa ceva, adică... Bă, dar tu ca constructor, bă, după ce l-ai pus acolo și l-ai pus în tăritură de aia și l-ai montat aia și te dai așa în spate, știi? Și zici, a, și uite ce bine arată! Ia uite-l pe omul meu pirat cum stă cu revolverul, dacă nu intri, ia uite-l, hați! Haide! Pușcă piratul meu, uite cum ține, e sabia aia, dar eu... A, e sabia, mă, acum am dat, da, e sabia aia, numai că... Tot după două luni de carantină când te vezi cu prietena. Nu, cred că aș fi de acord ca fiul meu să-i rupă spatele lui Spider-Man, să-i rupă șirea schinării, să-i o rupă așa, că uite-l săracu abia e dus. Oricum, nu știu, cred că e un fel de femeie pe aia, gen, că văd că posteriorul la fesierii aia sunt un pic așa accentuați. Să nu mai zic de bicep și aia femoral și dacă mă uit un pic în față, știi, în partea asta de aici, la Spider-Sense, la simțul pe aia, genului, vedem mai mult simț ai păianjenului. Na. Ia ce zice Spider-Woman? Pentru femeile independente și pline de bani, sus pe păianjen. Haide. Păi copile, mâinile sus. Unde pui mâinile? Bă, ce e asta, bă? Bă, ce e asta? Băi, Donald Duck, da. Te credeam altfel, mă, perversul ea, mă, de... Bă, cum stai, mă, așa, în poziția mutului, mă? Unde te uiți? Mă scoți limba, mă, Donald, mă, pierversule, mă. Dă-mă în brânza, mă, și de rățoi, gies, rățoi, pierversul. Așa, acum am dau seama că tu trebuie să te pui cum ar veni cu spatele unde ține în picioarele și el cu limb. Wow. Și mai are și aia care de fapt acolo jos se mișcă rățoi așa pentru senzații tari rățoiești? What? Eu am înțeles că lui Donald dacă îi plac copiii, dar nici așa, vărule. Dar nu știu ce să zic, bă, prieteni, a fost o nebunie de episod. Eu nu știu cum, bă, și sunt oameni mari care au făcut așa ceva. Voi vă dați seama. Bă, mai bine vă lăsați copilul să se joace la calculator o zi întreagă, bă, decât să-l face să aibă traume de asta. Rămâne traumatizat pe viață, bă. Da, bă, șacalor, noi ne vedem în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2. Sper să ne vedem și cu frizerul după 15 mai, când se dă drumul. Ce pot să vă zic? Beți apă multă, faceți sport și nu uitați să râdeți cât mai mult. Follow pe Instagram la Niculeț și v-am pupat. Pa, bă!